Asistenți personali în șomaj timp de 3 luni, angajații societății Apollo Ecoterm restructurați sau proiecte înghețate, sunt doar câteva dintre situațiile recente neplăcute cauzate de lipsa banilor. Asta anunță primăria Medgidia când vine vorba de restructurări sau de derularea proiectelor. Cu toate acestea, 3 milioane de lei este suma pe care au aprobat-o consilierii locali în ședința extraordinară. Dacă pentru unii consilieri acest excedent bugetar a ridicat un semn de întrebare, alții se pare că nu știu despre ce este vorba. Primăria a încheiat anul 2013 cu un excedent bugetar de 3 milioane de lei. Cum comentați dumneavoastră această situație? Nu aud. Mai te începe ce. De ce se comentează la treaba asta? Datoriile curte ani de zile, de atâta timp. Catalogul. Excedentul din ce să fie? O să mă documentez și o să vă spun în ocazie, da? Știu că această situație se cam întâmplă în fiecare an. Eu nu pot să spun decât faptul că în momentul în care nu știi să-ți planifici niște investiții, nu știi să-ți planifici bugetul niște fonduri, după cum și voi știți foarte bine, se tot plânge una lume că nu sunt bani, nu sunt fonduri în primărie, ba pentru asistați sociali, ba pentru fel de fel de probleme, și acum să apară la finalul anului o sumă de bani, acum nu știu, nici prea mare, nici prea mică, e ceva curios. Mi se pare corect cum procedați. Serios, nu mi se pare corect. Ne vedem de atâtea ori. Nu-mi cereți interviu și așa mi-l dați acum când am, de exemplu, în momentul ăsta am o problemă. În anul 2013 s-au executat lucrări de infrastructură unde lucrările au fost executate la tarife mai mici. Negocierile au fost puțin mai aprinse, s-au obținut prețuri mai mici la execuția lucrărilor și din acest motiv rezultă și bani care au produs acest excedent bugetar. Ceea ce ni s-a cerut nouă ca și consilier și mi se pare normal și este de datoria noastră să putem să folosim acești bani în 2014. De aceea s-a făcut și această rectificare de excedent bugetar pentru a putea folosi acești bani la începutul anului 2014 și mi se pare un lucru bun că începem să nu avem datorii, începem să ne calculăm foarte bine banii, iar faptul că rămân este un lucru bun. Pe de altă parte, Marian Iordache, primarul municipiului Medgidia, spune că banii au venit pe ultima sută de metri. Banii din excedentul financiar nu au fost cheltuiți. Ei urmează să fie folosiți pentru plata salariilor și obligațiilor din luna ianuarie, lună în care, până în acest moment, nu s-au colectat taxe și impozite și nici la nivel național și nici la nivel local. Banii provin din două surse. O sursă o reprezintă proiectul de camere supravegherea domeniului public, 1.200.000 de lei, sumă ce a fost returnată primăriei, care a făcut această cheltuială luna iunie. Banii au sosit la primărie pe data de 16 decembrie. O altă sursă o reprezintă toate plățile din perioada 15 decembrie, 30 decembrie, când foarte multe firme care au fost somate să-și plătească impozitele și taxele pentru anul precedent, au făcut aceste plăți în contul primăriei, astfel că nemai fiind zile în care să putem face cheltuieli la sfârșitul anului, a trebuit să ne înregistrăm cu acest excedent. El reprezintă cam jumătate de lună, financiar vorbind, reprezintă banii într-o jumătate de lună normală de activitatea primăriei. Iată ce spune vocea poporului despre această situație și mai ales cum cred cetățenii că trebuie cheltuiți acești bani. Să facă tot ce trebuie în orașul ăsta, că nu s-a făcut nimic. După părerea mea, pentru locuri de joacă pentru copii. Chiar nu e un loc de joacă unde s-ar putea juca. Deci ieșim la plimbare, în afară de luminițe, nu avem unde să mergem iarna acum cu ei. M-ar interesa străzile, în primul rând. De stat de unde locuiesc eu, chiar am făcut o plângere la primărie, Caterina Varga, numărul 1 B. Și ni s-a promis că se va asfalta. Arată într-un mod... Parcuri pentru copii, că tot am copil și nu avem unde să-i plimbăm. A fost la WC-uri, s-a distrus, aici locul e destul de mic și... Locuri de joacă, da, altceva...
mai multe centre after school, sau un centru after school. Să găsească o clădire, să facă o baie comunală, că e multe lume care nu avem baie acasă și să facem baie. Canapele în parc, văd că le-a luat, nu știu când are de gând să le pună. Mai uite, mai ies lumea, că a fost vremea asta afară frumoasă, mai stă afară și bătrâne. Anul 2013 nu este însă singurul an care se încheie cu excedent bugetar. În prima ședință extraordinară din anul 2013, Consiliul Local s-a întrunit pentru a dezbate și supune spre aprobare acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunilor de funcționare și dezvoltare, precum și repartizarea sumei de 1.888.532,94 de lei.